Claus Iohannis, pus la colț de un fost ministru al educației, Mircea Miclea, a criticat în termen extrem de duri proiectul România Educată, lansat recent de șeful statului. Nu e nici măcar pură teorie, ci o colecție de păreri, o doxologie. Vă pot spune rețeta unei doxologii. Se iau mai multe grupuri de oameni de bună credință și se discută cu ei. Se consemnează ideile lor, dacă e posibil în termeni vagi, cu atât mai bine. Este sub așteptări. Citiți de pildă obiectivele sectoriale pentru învățământul superior, pagina 43, și veți găsi conceptele și limba de lemn tipice unui funcționari de nivel mediu. Alte lucruri sunt propuse ca noutăți când de fapt sunt idei vehiculate de multă vreme. Tezele unice, bacalaureatul diferențiat, etc. Ceea ce se propune în România Educată sunt teme de discuție, nu soluții strategice. După patru ani de mandat să vii cu teme de discuție în loc de soluții, eu cred că e cam puțin. A declarat Mircea Miclea. Fostul ministru al educației îl mai acuză pe președintele Iohannis că își urmărește propriile interese. Proiectul e un vehicul electoral. Dincolo de ceea ce a spus președintele că nu va utiliza în campania electorală, cred că mai degrabă are o funcție electorală. Un proiect care vizează educația până în 2030, iar tu mai ai doar un an de mandat. Care ar fi logica să prezinți un proiect până în 2030 când tu știi că mai ai doar un an de mandat și mai spune că ceea ce prezintă va fi discutat în următoarele trei luni? Nu are decât o funcție electorală, a afirmat Mircea Miclea. Inițiatorul proiectului are însă o altă versiune asupra calității acestuia. Am lucrat cu foarte mulți specialiști timp de 2 ani până am ajuns în faza în care să prezentăm proiectul publicului, națiunea are nevoie de un sistem educațional foarte performant pentru secolul 21. Și asta vreau să livrăm. Programul România Educată propune, printre altele, desfințarea inspectoratelor școlare și două tipuri de bacalaureat. Timp de trei luni, proiectul va fi supus dezbaterii publice.